nu faceți numai ceea ce vă place. În primul rând, ca să vă atingeți un obiectiv, faceți și ceea ce nu vă place. De aici se face diferența. Vorbim despre atitudine. Atitudinea este ceva cu care, pe care o formezi, pe care pur și simplu ți-o deprinzi, cu care te ai o chestie, cu care ai niște chestiuni cu care te naști și ai niște chestiuni pe care le dobândești în timp. Părinții voștri, profesorii voștri, nu fac altceva decât își fac datoria. Dar depinde atenție. Țineți minte cuvântul sau expresia. Exclusiv de voi, unde vreți să ajungeți. Când eram cât de vârsta voastră, m-am apucat și eu să fumez. Fumam, dar n-aveam nicio treabă. Știți, țin minte că mă duceam acasă, mă spălam repede pe tine să nu mă spălam să tata că am fumat. Da? M-am bătat de trei ori în viață. Atât de rău că nu știam cum mă cheam. Odată când am făcut 16 ani, odată când am murit Ceaușescu, odată când am luat la facultate. Și înainte de un an să dau la facultate, am scris în camera mea o chestie cam cât un perete. Intră la facultate și scap de toate. Puteți să scrieți altfel. Intră la facultate și atunci ce probleme. Așa aș reformula acum. De ce? Pentru că acum voi n-aveți nicio grijă. Că luați note mai mari sau mai mici, nu e mare diferență. Cu toții veți termina liceul. Dar atitudinea în timp va face diferență. Ce înseamnă atitudine? Vrea cineva să iasă în față? Avem un copac, ca să spunem așa, în ghilimele? Atitudinea este o chestie care vine de la voi. Am văzut foarte multe persoane, adolescenți, oameni maturi, care judecă alți oameni fără să-i cunoască. Am văzut, atenție, adolescenți, copii, care se dau mari cu lucruri cu care n-au făcut nimic, pentru care n-au făcut nimic și care nu le aparțin. Tatăl meu este, mama mea are, părinții mei se plimbă cu nu știu ce mașină, stau în nu știu ce vilă, sau în nu știu ce apartament. Vă rog să vă dați mari de astăzi cu ceea ce vă aparține, cu ceea ce ați muncit, cu ceea ce puteți fi mândri oricând, că puteți să ieșiți în față. Asta înseamnă atitudine. Dacă vă dați mari cu lucruri care nu, pentru care n-ați făcut nimic, nu vă aparține. Aia nu este atitudinea voastră. Aia se numește aroganță, se numește fițe, se numește figuri, cum vreți voi. Și cu ce puteți voi astăzi să vă dați mari? Cu ceea ce știți. Și sunt convins că marea majoritate dintre voi au niște cunoștințe foarte bune în diverse materii. Și cu chestiile astea voi trebuie să vă mândriți. Notele, mă iertați, doamna profesoară, dați-le dracu de noi. Nu contează. Dacă voi peste un timp... Acum, dacă tot a zis iertați-mă, o parte din sală mă cunoaște, o parte din sală nu mă cunoaște. Pentru cei care mă cunosc, cred că n-are sens să dai explicații. Pentru cei care mă cunosc, îmi pare rău că nu sunt eu profesoară la toate clasele. Da. Că atunci nu mai aveați amendamentul acela. Vă mulțumesc. Ideea este următoarea. Notele vă contează. Când vreți să vă angajați, ulterior, chiar dacă aveți facultate, chiar dacă nu aveți facultate, angajatorul, ceea ce sunt și eu, patronul, vă întreabă un singur lucru. Ce știți să faceți? Punct. De fapt, semnul întrebări. După această întrebare, este răspunsul vostru. Da? Eu știu să fac aia, sau eu nu știu să fac nimic. Păi da, ai terminat un liceu, da, ai terminat o facultate. Dom'le, pe mine mă interesează ce știți să faceți. Și dacă ați venit să vă angajați la mine sau în altă parte, eu vă întreb ce știți să faceți. După care vă pun la o probă. Pentru că trebuie să-mi demonstrați că ceea ce ați spus se regăsește în realitate. Da? Astăzi voi visați multe lucruri. Nu vă încurajez decât niciodată să nu vă opriți prin a visa, indiferent de vârstă. Când eram mic, tata m-a pus să cresc porci. N-am nicio problemă să recunosc oricând în fața oricui că am crescut porci. Am avut bani de mic. Și mă uitam și eu așa ca prostul la aviare și zic vreau să călătoresc să văd lumea. Și în prostia mea știam că Europa se termină pe undeva prin Portugalia, principiul, punctul cel mai vestic. Și zic, cum ajung eu în America? Aveam o problemă. Cum ajung în America? Zic, nu o să am bani de avion, deci e clar că trebuie să mă fac șofer pe camion ca să pot să plec pe vremea lui Ceaușescu
să văd Europa, să călătoresc în lung și în lat. După ce mi-a schimbat atitudinea, apropo de învățat, am zis, dom'le, dacă înveți, s-ar putea să ai noroc, sau s-ar putea să n-ai noroc, dar dacă muncești bine și ai o tenacitate deosebită, s-ar putea să câștigi bani. Și a venit revoluția. Este cineva dintre voi care a fost la cimitirul eroilor Madrid, pe lângă Belu? Ai fost? Ce ți-a spus acolo? Ce ai văzut acolo de principiu? Niște monumente. Da. Acolo să vedeți o chestie fabuloasă, pe care n-am văzut în alt cimitir și am văzut între timp 90 de țări pe toate continentele. Toate crucile sunt de aceeași mărime. Absolut toate crucile. Pentru că în fața morții, toți suntem egali. Acolo ați putea vedea și vă invit să vă duceți, doamna profesor. Faceți o excursie până acolo, e foarte interesant. Da? Pentru simplu motiv, pentru că veți vedea poze cu fețe, cu chipuri de copii, de adolescenți care au murit în Revoluție. Știți care a fost deviza lor atunci? Vom muri și vom fi liberi. Dacă ei au murit, v-au creat vouă posibilitatea, v-au dat șansa să trăiți în libertate. Mergeți până acolo. Nici o discotecă, nici un film, nici un teatru nu sunt mai electrizante din punctul meu de vedere pentru un adolescent care vrea să cunoască istoria poporului român în ultimii 25 de ani. Închipuiți-vă că oamenii, copiii respectiv, adolescenții respectiv, au crezut în ceva. Și s-au dus acolo de nebuni și au zis, eu vreau să fac ceva. Poate părinților lor le-a fost frică. Lor nu le-a fost frică, pentru că aveau idealul, pentru că credeau în visele lor și chiar dacă au murit, nu s-au jertfit degeaba. În ultimii 23 de ani, chiar dacă plec, chiar dacă nu plec din țară de Revelion, în fiecare an, pe 21 sau 22 decembrie, mă duc și mă așez în genunchi în piața Senatului și aprind lumânări în 5 puncte din București, din respect pentru ei. Și zic așa, Doamne, dă-mi puterea să pot să schimb ceva în țara asta, să fac ceva ca să demonstrez că oamenii ăia n-au murit degeaba. Că adolescenții ăia n-au murit degeaba. Și mi-au luat și copiii acolo. Și m-au văzut stând în genunchi, rugându-mă, și la un moment dat m-am întrebat, de ce faci chestia asta? Și am dat un răspuns foarte simplu. Dacă ei n-ar fi fost, poate nu erai tu. Sau dacă ei n-ar fi fost, eu n-aș fi putut să vă ofer ceea ce vă pot oferi acum. Părinții voștri au trăit lucrurile astea. Părinții voștri, în fiecare zi, într-un fel sau într-altul, aleargă după tramvai, sau se duc în mașină, sau stau noaptea cu ochii pe tavan, ca să vă asigure vouă ceea ce vă trebuie. Mâncare, încălțăminte, haine, eventual niște bani de buzunar și vor să vă vadă bine. Evoluția ține de voi, începând din anii liceului, pentru simplu fapt că părinții își fac datoria, profesorii își fac datoria, trebuie să vă faceți și voi datoria. Și dacă vă spune cineva că munciți pentru altcineva, că învățați pentru altcineva, puteți să plecați. Munciți și învățați exclusiv pentru voi. Atenție! Exclusiv pentru voi. Părinții voștri nu pot învăța în locul vostru. Profesorii vă explică, vă arată, vă îndrumă. Nu pot învăța în locul vostru. Eu nu pot învăța în locul vostru. Eu învăț ce-mi trebuie mie. Tot ceea ce faceți, faceți pentru voi. Băgați la cap chestia asta. Dacă pierdeți o zi, nu e nicio problemă. Dacă v-ați distrat, înseamnă că n-ați pierdut. Dacă vă distrați o săptămână, nu e nicio problemă. Dar timpul trece. Am fost acum două zile la liceul Cervantes. La fel, copii minunați, exact ca voi. Și am întrebat, sunteți fițoși? Nu, 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 nu. Și zic, ce aveți de gând? Unul vreau să fiu șef, unul vreau să fiu nu știu ce. Știți ce înseamnă să fii șef? Înseamnă că te scoli întotdeauna mai repede, în fiecare zi mai devreme decât ceilalți, înseamnă că ai întotdeauna mai multe probleme decât alții, înseamnă că în fiecare lună trebuie să știi că din banii tăi, din munca ta, din gândirea ta, din afacerea ta, trebuie să dai salarii altora și te gândești că întotdeauna trebuie să fii mai bine pregătit decât angajații tăi. Cine vrea să fie șef de aici? Hai, ridicați mâna! Haideți, bravo! Eu așteptam jumătate să fie șef. Știți ce vă așteaptă? Știți ce te așteaptă?
probleme. Dar nu există nimic mai frumos pe lumea asta decât să rezolvi problemele și să fii mândru că prin mintea ta, prin ceea ce reușești să faci, poți să generezi fericire celor din jur, poți să ai o familie, poți să fii tu mulțumit cu ce ai făcut. Da? Da. Părinții voștri, de fapt, ce așteaptă? Să fie mândri de voi. Vor să vă vadă bine. Este indiscutabil. Vor să vă vadă cât mai bine. Profesorii voștri, dacă vreți să-i faceți fericiți, nu o să-i faceți acum că nu o să luați matematică, dar peste 5 ani, peste 10 ani, Doamne ajută să fim cu toții sănătoși, când veți veni aici sau într-o sală mai mare, unii vor reuși, alții vor reuși mai puțin. Fericirea profesorilor, din punctul meu de vedere, și doamna profesoară poate să spună dacă este altfel, este maximă și atinge apogeul exact în momentul în care vede că o parte din copiii, din adolescenții, din elevii, din studenții care au avut, au reușit. Și atunci fericirea este maximă. E așa, doamna profesoară? Pentru că acum toți sunteți la fel. Chiar dacă unii învață mai bine, chiar dacă alții învață mai rău. Dar diferența se va face în timp. Eu vă invit să vă distrați în primul rând. Să visați. Dar nu uitați că la un moment dat totul depinde de voi. Și atunci trebuie să puneți mâna și pe lucrurile care nu vă plac, să învățați și lucruri care nu vă trebuie, în mod special. Și în mod excepțional să învățați și să vă axați pe ceea ce vă place. Dacă vă place matematica, rupeți totul la matematică. Dacă vă place biologia, trebuie să fiți cei mai buni. Vă transmit un singur lucru. Fiți cei mai buni în ceea ce vă place. Niciun efort nu va fi prea mare dacă faceți ceea ce trebuie. Succesul este mai aproape de voi. Vă mulțumesc!